Bine v-am găsit, dragi prieteni și iubitori de alune mâncăcioase. Astăzi ne jucăm The Sweet Pyramid Escape. Pe Roblox am primit sugestia asta de la, cred că Antonia, pe TikTok, pe canalul nostru de Discord. E, cred că, un hobby în care trebuie să supraviețuim, să scăpăm din piramidă. Nu știu cum o să facem asta, dar să trecem la treabă. Arată super, super mișto. Trebuie să acționez chestia asta, am acționat-o și acum pot să intru în piramidă. Deci el se numește Pyramid Escape. Dar eu sunt deja în afara piramidei, deci eu practic am rezolvat jocul. Da, bun, hai să nu ne prostim și să... Yes! Să trecem la aoleu, fără muzică, măi! Fără muzică! De ce primesc muzică? Dar nu vreau muzică. Ce pot să fac să nu mai am muzică? Măi! Asta e degeaba. Eu apăsam pe sounds, nu pe music, ok? Deci acum n-ar trebui să mai am muzică. Sper să nu iau copyright pe bucata aia. Dacă cumva n-ați auzit nimic până acum, înseamnă că mi-am luat copyright și a trebuit să o șterg. Stai că pe aici nu se poate intra, deci cred că pe aici. Ok. Ce asta? Am un artefact. Nu știu ce fac cu el, dar... Mă, omule, mă! De ce-mi tot activez muzica? Ce, Doamne, iartă-mă, de ce mi-activez? Mă, deci la fiecare stage asta se resetează. Știi ceva? Să fii sănătos, eu te opresc de aici că... Păi, dar nu e posibil, măi, domnule, la fiecare de asta tu să-mi activezi muzica. Să nu pot eu aici să lasă-mă să mă joc în liniște. Adică nu mă deranjează muzica, îmi place. Bine, fix în ăsta e... Fix în ăsta e enervantă muzica în sine. Dar... De obicei îmi place muzica... Opa, stai așa... De obicei îmi place muzica, dar în asta e destul de enervantă. Și dacă mai și filmez ceva, n-am chef de... Nu se poate, cât de aproape am fost. N-am chef de copyright. Bam, ok. Aici presupun că văd că mergem jos undeva. Lololololescu. Salut, ok. Ce se întâmplă aici? Cineva atacă cu rachete. Au. Păi și eu de unde știu cum să le evit? Hai să... Ai. Dacă stau aici, ok, par safe. Ce aici? My friend and my brother. Mamma mia. Marcello. Eu nici nu văd bine, eu nu mi-am pus ochelari acum. Nu văd astea bine. Nu știu. Rarai, mă, că-i greu aici. Dar asta zici că-s puse la miș. Upa. Hai, un pic aveam. Hai că mă miciudă de... Înnebunesc. Bun. Hai, ăla-i tata. Și aici presupun că urcăm sau aleu. Ok. Dar asta nu se mai ridică. Ok. Bun. Bam. Acolo sunt niște dealea, nu știu care e faza. Hai să urcăm pe aici și urmează să... ok, da. Am înțeles care e faza. Trebuie să ajungem aici sus. Opa. Nu! Oi. Deci aia rapid trebuie acționată că altfel crăpi. Bun, hai că am înțeles eu șmecheria. Adică sper că am înțeles-o. Deși nu cred că am timp atât de repede să sar. Deci trebuie pe chestia aia să sar. Și asta!
toate pică? Ok, deci trebuie să mă grăbesc un pic aici, că aparent e... E nasol dacă stai prea mult pe ele. Ah, toate pică, mă. Ok, deci practic trebuie să-ți iasă foarte bine din prima. Bam! Aoleu, ăsta e labirint. No, baftă. Nu pot să intru acolo. A, uite că am putut. N-am putut. N-am luat artefactul. Mă rog, presupun că ăla oricum era pentru un bonus sau ceva. Am trecut mai departe. Suntem la 15 nivelul. Cred că 41 e maxim, că îi văd pe aia acolo. Că de la 41 nu se mai mișcă. Ori la 41 e greu de pe lume, ori la 41 e gata. Ceva de genul ăsta, dar pare super mișto. Îmi pare rău că n-avem sunet. Adică sunetul nu mă deranjează. Oleu. Sunetul nu mă deranjează, cât mă deranjează muzica în sine. Și nici muzica nu m-ar deranja dacă n-ar fi copyright în sine. Măi. Dar nu se poate să cădem așa, cu așa, atât de neatent să fim. Aici pică niște bile galbene, nu știu ce am văzut eu ceva. Ceva se întâmplă aici dubios. Ar fi cazul să mă tem? Ok, am înțeles. Deci trebuie să am grijă la, opa, chestiile alea galbene. Opa! Ok, perfect. Nu știu dacă vin bine, că eu tot merg în față, dar nu știu dacă fac bine ce fac. Salut, stimabile. Ok, deci nu trebuia să sar acolo. Unde trebuia să sar? Zi-mi ce trebuie să fac, că nu-mi dau seama. Trebuie să sar aici. Văd că... Oh, aleu. Aoleu. Stai așa, stai așa. Acum crește lava. Acum scade lava. Hop, hop, hop. Așa. Opa, ok. Da, deci acolo trebuie să mai stau un pic. Ok, crește lava. A, hai că nu-i chiar atât de greu. Opa, stai, ce avem aici? Ok. E tricky. E tricky că trebuie să... Opa. Să pici pe marginea asta. Ok, perfect. Bun. Opa, trebuie să avem grijă la astea galbene. Opa, aleu, că vin și de sus jegasele. Când lumea îți este mai dragă, cad alea de sus. Ok, ce asta? Ce asta și te bagi în ea să mor? Bă, da, tu primezi notificări pe telefon. Ok. Deci stai, albastru, portocaliu și galben e moarte. Deci mauve e ok, verdele e ok, verdele e ok, rozul e ok, dar albastru nu e ok. Și am mușcat un pic din albastru ăla. Picăm pe verde. Ai mă, dar mauve nu este acolo. Am mușcat un pic din albastru ăla, nu înțeleg. Patinează ăsta un pic în față? Stai că am mușcat din galben. Dar trebuie avut mare grijă aici. Ok, bam. Presupun că pe alea galbene vine lavă. Opa! No, m-am dus. Hai să murim, că nu mai am ce să fac aici. Opa, ia-s la 42, deci 41 nu era ultimul. Pur și simplu e ceva mega greu la nivel 41. Aoleu, lavă. Dar nu mai pica animalule. Și
prin animal mă refer la mine. Opa. Grijă. Nu mă, dar ce tot pic acolo mă, ce tot, ce am? Hai ce enervantă e. Bă, dar săraca asta alaltă nu mai trecut de acolo. În sfârșit, aoleu, ce e aici? Mamma mia. Oh! Perfect. Ok, aici e nasoală treaba. Ok, hai că am reușit să trecem. Aici ce se întâmplă? Că nu îmi dau seama. Dar pare safe, man. Nu știu ce, de ce mă... Hmm? Ok, stai că aici e tricky. Și pe aici presupun. Ce? De ce am picat? Am cules artefact. Vreau să mor. Ca să nu mă dea acolo jos să pic. Că mă dă prea în spate. Bun, deci. Ok. Grijă aici, Paul. Bun, eu-s curios să ajung la 41-le ăla. Că-s curios ce, de ce se blocaseră ăia atât de rău acolo la 41. A, e zid aici. Ah, cam atins ăla. E zid în dreapta, nu pot să sar cum ai chef. A, stai că am o idee. Am o idee. Nu mă, ai, e super greu aici de trecut. Ce greu a fost acolo. Chiar a fost greu. Bun, suntem la 40. Au, ce s-a întâmplat? Black screen. Ce am făcut? Aoleu. Ce, de ce am murit? Stai, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva, aici era cu muzică și aoleu, vine o mumie. No. Acum ce trebuie să fac? Eu mor aici? Nu-mi dau seama ce trebuie să fac. Stai. Are legătură cu mumia aia? Am intrat pe ușă, mă dă înapoi? Skip. Da, nu-s curios, nu-s curios, nu-s curios. Deși el clar îmi zice ceva. Uite, stai. Boom. Nu, mamă. Ai, 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 ai. Aoleu. Cred că ăsta e 41-le ăla unde erau ăștia blocați așa mult. Că vin alea și te lovesc. Bun, am luat chestia asta albastră. Și am activat mumia. Care urmează să facă o șmecherie. Am murit eu sau ce se întâmplă? Pot să mă întorc de unde am venit? Ok. Dar aia rămâne activată, nu? Da, aia e activată. Aș trebui să o activez pe asta altă din dreapta. Ok, da, stai că am priceput eu.
Bă, da, e super enervant cu toate tâmpenile astea de cad de aici. Ok. Bun. Am activat-o? Cred că am activat-o. Ok, am dat drumul mumiei. Sau urmează să dau drumul mumiei, care o să le libereze pe nenea ăla de jos. Cred. Nu știu care e faza. Ok. Sau ăsta moare acum? Mă rog, ideea e că noi trecem mai departe, orice o fi fost. Acum trebuie să ne întoarcem acolo de unde am venit. Cred că s-o fi deschis ușa sau ce. Dar lasă-mă să sar, măi, omule, măi. Și mă disperă că nu sunt blocat aici. Ce e aici, no? No, cum ies eu de aici? Hai să încerc pe unde am venit? Nu. Ah, ok, ba da, stai că... Ok, putem, în sfârșit, s-a deblocat! Aoleu! La 30? Nu, eu sunt la 40. De ce îmi dă 30 aici? 41. Bun, la 41 au fost mulți blocați. Acum ia să vedem oare dă ce. Uite un buton aici. Și asta înseamnă ce? Ce înseamnă acest buton? Așa. Și după aia merge și undeva în spatele. A, uite mă, mai era unul aici. Eee, altceva, am înțeles. Ok, în sfârșit. Bine. A, ok, da, nu m-am uitat bine. Vezi, trebuia să fiu mai atent. Și n-am fost. Bă. Ok, stai că iar s-a activat ăla. L-am uitat activat. Bun. L-am uitat activat. Bun. Stați așa să fiu pe fază cu setările. Stai că n-am nicio șansă. N-am să o drec cu domnul aista de față. Bun, stai așa că aici e periculos. Ok, deci trebuie să stau pe alea maro. Deci trebuie stat pe astea maro. Bun. Ok. Maro, rămânem pe maro. Maro. Bun, până aici suntem ok. Așteptăm să treacă gălbeneală. Nu mai trece, cred că nu mai vine. Bun. Ok, uite acolo e exitul. Bam. Am venit aici ca să nu ne omoare gălbeneala. Și cred că aici am ieșit din piramidă. Nice, bravo nouă, prieteni, am ieșit. Bă, e super mișto modul ăsta, mai puțin nivelul la 41 de... A durat destul de mult. Dar în afară de asta a fost super mișto. Deci ați putea încerca acest Pyramid Escape pe Roblox. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat, prieteni. Like, share, subscribe, aștept sugestiile voastre și în comentarii și pe Discord de alte moduri de Roblox pe care am putea să le încercăm. Și puteți să încercați și voi. Vă pup și ne vedem data viitoare. Numai bine!